simpatică din punctul meu de vedere și este conformă cu ceea ce știți până acum. Dumneavoastră sunteți în stadiul de început în care practic învățați să fiți prădători de la mamă, adică de la mine. Așa? Și eu sper că ați trecut de acel prim pas în care pierdeți partide, că puneți piese în priză, așa, sau le lăsați în priză, da? Deci, de multe ori, partidele la începători se câștigă sau se pierd datorită faptului că unul dintre jucători ori nu este atent la ceea ce mută adversarul și nu-și pune întrebarea corectă de ce face aia și lasă o piesă în priză, ori pur și simplu o pune pe un câmp unde să-i bată adversarul. De genul, sunt Moș Crăciun și ce dacă îi vară, vreau să fiu Moș Crăciun. Și face darul, da? Sper că am trecut de acest stadiu. Al doilea stadiu care l-ați învățat cu mine a fost loviturile tactice relativ simple, da? Dăm, Daniele, niște exemple de lovituri tactice, ca atacul dublu. Da, da. Așa, deci tot la atac dublu, atacul liniar, legare, șacul dublu, da? Atac prin descoperire și șame de. În lecția de astăzi facem mici exerciții simpatice prin care noi încercăm să combinăm două astfel de lovituri tactice simple pentru a obține rezultatul dorit de noi pe tablă. Adică ori câștig de material, ori mat. Da? Și începem cu această poziție simplă. Albul este la mutare. Tot timpul rugămintea mea este ca să căutați tot timpul mutările cu tempo, adică acele mutări care îl forțează pe adversar la un răspuns. Și aceste mutări cu tempo, așa cum am învățat, sunt în primul rând șacurile, în al doilea rând capturile și în al treilea rând amenințările. Da? Deci, încă o dată, începem cu această poziție simplă, în care albul este la mutare, dar negru are o damă pe un cal și un nebun. Deci, Dan, negru are avantaj material aici, da? Însă albul este la mutare și profită de faptul că este la mutare și câștigă material. Îmi propune cineva o mutare pentru alb. Deci, încă o dată, căutați un fel de combinare a două lovituri tactice. Haideți ca să înțelegeți ce vreau de la dumneavoastră. Fiți atenți aici. Deci albul, fiind la mutare, mută prima dată nebun G5. Este o legare asta? Da. Că nu pot să-mi bas calul, că aș intra așa. Deci trebuie să bas nebun. Deci am folosit o legare, dar în acest moment, după ce negru îmi bate nebunul, folosesc o furculiță de cap. Exact, Daniele, calea pe F7 șac și damă. Și după rege E7, cal G5. Practic a rămas cu un cal și un pion în plus. Adevărul este aici că poziția este așa de disperată pentru negru, încât el e forțat să joace rege E7 ca să nu piardă pion, pierde doar damă pe nebun. Dar aici îți bat și după rege pe 6, cal de 3. Într-adevăr, față de varianta anterioară, negru rămâne cu 6 pion pe tablă, dar tot pierdut este, pentru că are lipsă la apel un cal. Următoarea poziție, din nou combinăm două lovituri tactice. Cine propune o mutare pentru alb? Albul fiind la mutare. Armatele sunt egale aici, pentru că albul are un turn, un cal și un pion pe damă. Da, zi. Corect. Deci folosim atacul liniar, da? Piesa mai importantă e în față. Vezi? Edan, Daniel îmi dă turnul. De ce? Numai să-l atragă pe domnul rege pe un câmp unde primește furculiță de cal. Șac și dam, da? Deci, efectiv, dacă fugi din rege și nu bați, ai în spate un damă. Asta e mai grav, da? Și atunci, la acest turn ciop șac, tu trebuie să bați, da, în acest moment. Da? Urmează șa, rege de 7, cal, ia,
pe G8 și problema este rezolvată pentru că albul are un cal și un pion în plus. Evident că trebuie doar să scape acest cal, să zicem, de aici. Nu? De exemplu, pot să joc G4 și la F5 să joc G5. Și mi-a făcut, ca să spun așa, ieșire de cal. Da, e da? Bun. Următoarea poziție. Albul este la mutare, armatele sunt egale, avem un final. Ce ați mutat cu albul? Propuneți-mi o mutare. Încă o dată, e o combinare de două lovituri tactice obișnuite, adică simple. Ia să lăsăm și pe Dan, pe urmă. Propune o mutare, că nu ți-a nimeni gâtul, că nu sunt în la școală. Școala începe peste jumătate de lună. Atunci să vă văd. Cum câștigă albul material? Ai vreo idee? Bra! Foarte bine! Excelent! Deci o simplă bătaie, turnea pe E6, pentru că după regia pe E6 îți fac atac liniar. Regele și turnul ăsta se află pe aceeași diagonală. Deci urmează nebun G4, șah și după rege, bang. Și a rămas cu nebun în plus. Deci în poziția inițială, armatele sunt egale. Dar practic ce face albul prin acest turn pe E6? Dă un turn, dar ia un turn și un cal. Acum mă puteți întreba, bine, bine, dar nu aceeași lucru dacă joc direct nebun. G4? Nu. Pentru că atunci negru își apără căluțul cu turnul și nu mai e nicio combinație. Bye bye. Pe urmă va juca rege pe 7, scapă și de legătură sau împinge pion. E chiar foarte periculos finalul acesta, eventual pentru alb. Bun. Felicitări. Din nou suntem la mutare. Albul este la mutare, da? Fiind cu albul noi. Și propuneți-mi o mutare pentru alb prin care el câștigă material. Din nou, uitați-vă la mutările de tempo și la faptul că piesele negre, deși par foarte active față de cele albe, pentru că la prima vedere o analiză sumară a poziției te poate, ca să spun așa, induce în eroare. De ce? Zici, păi băi frate, aici negru e mai dezvoltat decât albul. Și a spus toate cele trei piese ușoare apară, albul mai rău nebun. Nu? Ce doamne iată mă apară ăsta? Lasă, ăsta vrea să scanez. N-am chef de scanat aici. Dar, într-adevăr, piesele negre sunt dezvoltate, cele ușoare, dar sunt dezvoltate fără cap. Cum câștig aici albul material? Avem și spioni, vezi? Hai, Andrei! Spionașule! Stătea să uita, să intru... Auzi, dar închide și tu ușa, te rog! Să nu iasă muștele afară, așa că... Ce? Da! Și întâi așa două poți să... Cum faci și de obicei? Cum? Dragă, vii unde vrei și când vrei. Îți ofer... Dar ar fi bine să vii la amândouă. Lecțiile fiind diferite. Așa trebuie. Bun. Deci, cum câștigă albul material aici? Lecția de astăzi, pentru că veniți mai târziu, învățăm cum să combinăm loviturile tactice simple pe care le-am învățat. Adică, cum să combin, de exemplu, aici un atac simplu cu un atac dublu. Sau un atac simplu cu o furculiță de pion. Ia uitați-vă. Și eu nu știu dacă am făcut cu dumneavoastră, precis cu grupa cealaltă am făcut. În momentul când dezvolți piesele tale de genul acesta, un nebun aici și un cal aici, există riscul să fie prins aceste două piese cu o furculiță de pion aici.
Și atunci ce face alba aici? Pur și simplu face o mutare cu tempo, de pat. Da? Recunoaștem și după E4, CD4, da? N-am nici nebun B4 să-ți atac turnul ca un pion la A3 și atunci nu-mi bat. Mă retrag, zic, Doamne, poate nu vede, da? Ce joacă e Dan aici? Curculița de pion. Da? Nu, pion A4, asta nu e furculiță. Trebuie cu un pion să atași două piese adverse, nu scuze, ăsta și pe ăsta. Bine. De 5. Și pur și simplu ți-am luat o piesă. Într-adevăr, îți dau un pion. Dar ți-am luat o piesă. O piesă face cu 3 pion, nu cât un pion, da? Bun. Ia să te văd, Andrei. O piesă ușoară, poate. Ce arăta și tu 5 puncte ăla e turnul. Da. Suntem cu albul aici. Din nou profităm de... Știu, tocmai de asta, lasă-vă. Cum profiți de slăbiciunea ultimei linii negre? Mai tare. B4. Da, mă, B4 aici? Nu, 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 păi nu, amenință ceva. Zie, da, tu vezi ceva? Da. De 8, nu? Bun, deci eu ești damă de 8. Pe ideea că dacă bate, îți dau șah, da? Și e mat, nu? Da? Bun, dar eu nu-ți forța să-ți bat. Stai un pic, că nu găs. Deci nu găsiți rezultat. Pur și simplu joc H6 sau G6. Știi cum se cheamă când joci H6 sau G6? Cum se cheamă fereastra asta pentru regele negru? Luft. Îi dai puțin aer. De exemplu, regele alb are lupt? Da. Când îi dai un șac pe ultima linie, poate să suie sus. Da? Dar dacă îi dai un șac regelui negru, ăsta nu poate să suie sus datorită propriilor pioni. Și pentru că nu are încă lupt făcut, zi, Daniele, da, mă, bate turnul. Și când ăsta îți bate, îți dau șac. Și n-am lupt făcut. N-ai decât damă, mai întâi zic o mutare și e mat. Înțelegi? Și practic aici, pentru a nu primi mat, ce trebuie să faci? Să fugi din damă, nu? Da, da, ai rămas cu un turn. Ai pierdut partida. Și aici ce-am combinat? Un atac simplu cu slăbiciunea ultimei linii, da? Atacul simplu care a fost? Damă ia pe E5. Ți-am luat un turn. E și o mică combinație, dar dacă ai ideea în cap și observi că regele negru n-are niciun fel de lup, imediat îți trece, pentru că fii atent aici, Andrei și Edan, sunt două moduri de a cunoaște și a vă rămâne întipărit ceea ce vă spun eu. Una este să zici așa, am mai făcut asta, o știu. Și a doua este să vă intre în personalitatea dumneavoastră, în sânge. Adică să simți poziția aia, să-ți dai seama că prada e aproape de tine. Da? Pentru că prima, degeaba zici, ce e aici? Atac dublu. Aha. Cauți un atac dublu și o găsești. Dar aia nu înseamnă că o cunoști. Nu e în personalitatea ta. Tu trebuie să vezi acel atac dublu fără să spună cineva din spate. Înțelegi? Sau tot felul de alte mici combinații sau lovituri. Ia să vedem. Daniela, precis tu știi, voi ceilalți doi. Cum dă albu aici șac și mat în două mutări? Eu știu că am mai făcut cu dumneavoastră astfel. Se cheamă matul sufocat. Da.
Da, mă, cât? La P7, nu e mat pentru că îți bat cu turnul, într-adevăr îmi dai șac și ții dama înapoi, dar e egalitate. Cal pe 7, din nou îți bat cu turnul, bat cu dama și e remiză. Nu. Eu știu totuși că am mai făcut o zi, o Daniel. Da, am ia uite ce simplu, dama de 8 șac. Și după ce? Poți să bat cu regele? Nu, că dama e apărată de? Corect. Deci ești forțat să bați cu calul, calculești mat, nu? Dar acum asta e sufocat de propriile piese. Și acum cal pe 7 și acum. Da. Așa. Albul la un tare. Atenție, dacă ar fi negru, te-ar face praf imediat. În primul rând ți-ar lua dama. În al doilea rând ți-ar da un șah aici. Pentru că acum amândoi regii au slăbiciune pe ultima linie, da? Deși fiecare rege și-a făcut lupt, luptul este păzit, adică gura de aer pentru regele negru este păzită de acest nebun, deci regele nu poate să vină sus, iar gura de aer pentru regele alb este păzită de acest nebun, adică regele nu poate să vină sus. Dar albul e la mutare. Armatele fiind egale. Îi iei dama, nu? Deci hai să ne uităm. Deci îi luăm dama și după ce iau dama, un simplu schimb. Și stai și pe mat. Da. Nu, e un simplu schimb. Nu, că într-adevăr scap de mat, să zicem, cu P3 și la șac să urci cu rege P2, dar egalitate. Ia să-l ascultăm pe Daniel. Zi, Daniel. Corect. Vedeți? Deci el deja i-a intrat în personalitate. El ce vede aici? Bă, asta e o piesă de care aș vrea să scap, pentru că dacă asta n-ar fi aici, i-aș da mat. Dar cum scap cu ea cu tempo? Pentru că, încă o dată, poți să zici, păi de ce nu joc turn de 6? Nu-i tot aia? Și nu e tot aia. Fii atent aici, că îți dau șah aici. Și ești tu pe mat. Și în momentul când bați dama, îți iau dama cu șah, îmi iei turnul și îți dau mat. Deci, încă o dată, observăm cum Daniel gândește foarte corect și zice, eu trebuie să scap de acest turn, dar cu tempo. Ce înseamnă cu tempo? Să-l silesc pe el să joace după cum vreau eu. Băi, ia joacă tu sârba așa. Că eu scând sârba acum, nu scând rock and roll. Și îi bate aici cu șah. Observ, Andrei, și ești forțat să bați? Da, că n-ai unde să fugi, nici aici, nici aici. Dacă orice bate, ți-ai făcut rost de tempo care îți trebuia. Da, după lecție, cum jucăm? Vedem noi cum jucăm. Cred că... Da. Unul dintre dumneavoastră va juca cu un calculator. A. Bine. Ia să vedem. Vedeți că încet să devină poții mai grele. Albul e la mutare. Negru are o piesă în plus. Vedem că are un cal, da? Da, e da? Da. Și un pion. Că negru are 6 pioane, albul are 5. Da, albul e la mutare. Ce fel de rocadă e asta? Rocada neagră. Rocadă normală sau tip case mată? A fost tip case mată, dar... Îi lipsește nebunul de cazemat. Corect. Foarte bine. Și ce vede aici albul, săracul, zice, mamă, am o piesă în minus. Mă bate. Propune-mi o mutare. Mai ales că am și turn atacat. Deci ultima mutare a negrului precis a fost D5, D4. Da, zi. Care e o greșeală, apropo. Cum dă, practic, alb aici mat imparabil regelui meu? Numai și numai datorită faptului că îi lipsește nebunul de cazemată. Zi. Turnul. Felicitări, Daniel. Da, îi mai dă și turnul ăsta. Îi bate, nu? Că trebuie să bate.
Da, da, acum după damă H6 se spune și mie cum oprești matul la G7. Eu bing. Pentru că scopul șacului nu este să termine o partidă cu armată mai mare, pentru că din punctul ăsta de vedere, negru ar fi câștigat aici, nu? Da, ar zice, am un tur și un cal în plus. Nu, scopul șacului este să dai mat regele advers, da? Așa. Ia să ne uităm un pic unde mai suntem. Hai că nu mai sunt, nu mai avem multe. Andrei, tu o zici pe asta. Albul la mutare. Propunem o mutare prin care să câștigi material. Armatele fiind egale în acest moment. Ba nu. Negru aici are un pion în plus. Cum câștigă albul material aici? Fiind la mutare. A, pionul... 5. Cum? 5-4. Pion, pionul de la D4 la D5, nu? Păi și ți-l bat. Cu pionul sau cu calul. A. Nu ți-l bag cu nebunul. Atenție, atent, fii atent. Nu ți-l bag cu nebunul ca să-mi dai tu șah și tu. Da? Ți-l bag cu pionul sau cu calul. Altă mutare. Nu mai știi, nu? Lasă pistolul ăla, că nu e al tău. Te împuși că e dar acum. Zie dar. Propune o mutare. Ia fii atent, Dan. Uite, ca să vezi cât de clară devine problema. Dacă ai putea să-i dai șah cu acest turn aici, ar fi atac liniar? Da. Ar fi șah și tură. Dar nu poți din cauza acestui pion. Fă un mic sacrificiu, îndepărtează pionul de pe coloana B și până mă dai șah și tură. Deci, practic, dai o tură, dai o tură și un nebun. Deci dai o tură albă și iei o tură neagră și un nebun. Tură B7, nu poți să-i dai șah la C8. N-ai cum, că e păzit câmpul. Nu, invers. Tură ia pe C6. Observi? Și după B, C6. Șah. Uha. Și-a rămas cu nebun. În plus. Câmpion. Da? Dar fiți atenți aici. De ce dată remarcați această poziție? Ia uitați-o la ea. Este aceeași poziție? Este, Andrei? Dar e o mică mare diferență aici. Aici mai poate albu să joace tură C6, B, C6, turn, B, 8, rege, 7, turn, faci, o? Nu, corect. Da, deci... Zi, Daniel. Dacă joacă la fel, după ce mă întâlnire, vede mă tătura la fel și să mă... Exact. Deci, în acea... Deci, fiți atenți aici. Ia uitați-vă. Zis-o și tu. Deci, amândouă pozițiile par identice. Ia uitați-vă. Asta și asta. Dar în asta, pionul ăsta nu e la H3, observați? E la H2. Deci, cu asta e complet diferit față de asta. Pentru că aici nu mai merge. Tură ea pe C6, B ea pe C6, turn B8 șah, rege E7, turn H8, îți dau mat. N-ai lupt făcut. Nebun C1, cale 1, la revedere, tabără dragă, dar aici merge. De ce? Pentru că ai lupt făcut. Deci încă o dată. Tură ea pe C6, Andrei, sper că ești foarte atent, da? Și la șacul ăsta ce face albă? Și la șacul ăsta ce face albă? Din rege. Pentru că ai aer pentru el, da? Foarte bine. Ai un aer. Nu ai aer, ai un aer. Ia să vedem aici. Sunteți cu albă. Vreau aici să scăpați. Deci aici sunteți un pic de pradă. Deci ultima... Atenție! Și vreau să-mi scoateți remiză din partida asta. Deci ultima mutare
a negrului, cred că a fost pionul de la E6 la E5. Și câte bătăi face pe ăsta? Zie, dar. Câte bătăi are în acest moment negru pe acest nebun? Una? Două. Eu n-am decât una. Dacă las acolo, mi-l bate. Dar acum mă gândesc așa, da, da, nici nu pot să plec, că dacă plec, îmi ia turnul. Ouă. Deci nebunul ăsta e atacat de două ori și e și legat. Cum scapi cu remiza aici? Adică, de genul, ceea ce dau, iau aceeași cantitate. Zi, Daniel. Nebun ia pe E5. De ce, fii atent, Edan, bate, dacă bați îți iau turnul, dar ăsta zice, păi îți iau turnul. Păi da, dar îți mai bau și pe ăsta cu șah și îți iau și cal. Și practic ce-am făcut? E remiza asta, e poziție de remiză chioară. De ce? Pentru că ți-am dat un turn pe un cal și doi pioni. Este valoric egal? Da. Bun. Dar am scăpat de înfrângere. Asta cred că terminăm cu ea. Să fie în fanfau. Sau mai fi una. Este să dăm asta cu mine. Nu, cu asta terminăm cu ea. Ha! Albul la mutare. Cine spune ce muta albul aici? Ultima și vă promit că pe nu vă las să zic așa. Zi! Și la regia pe H7? Mat într-o mutare. Hai că ai început bine. Ai stofă de campion, da, Maria. F7, nu? Da. Corect. Foarte, nu, știu că am făcut-o. Da. Dar vreau să văd dacă are reținere. Deci, încă o dată, dama ia pe H7, forțat bat, da? Și nebun ia pe F7, șah mat. E șah de la turn, Andrei, da? Și n-ai unde să muți, pentru că aceste două câmpuri sunt păzite de către nebun. Mersi pentru lecție. Da, aceea mai